Oricum am învățat de ceva. Că la un caracter general, trebuie să încercăm și situații particulare. Poate ne prindem de ceva. Ne-am prins rezultatul tot timpul 1. Da. Și atunci am încercat să vedem experiența din particular dacă ne-ar folosi în cazul general. Nu. Da. Și atunci ne-am întors înapoi și a fost momentul acesta de rupere a unui număr de asta, cu parte întreagă și parte decimală, în două. Partea întreagă, de o parte și partea decimală. Și am fructificat că este aceeași parte decimală tot timpul. Da. Deci aici a fost momentul meu de inspirație, da? Da. Și fiind supra el, numai bine, acel mers va simplifica. Iar 4 pe 10, care rămâne simplu, îl scriu, nu, ca 4 pe 10, 2 pe 5 și așa mai departe, pot să continui greșit. Nu s-a ajuns să văd mutările astea în față. Da? Da. Știi răspunsul? Simplu, lucrăm foarte mult. Deci lucrăm foarte mult și îl trezim tu acasă să lucrezi. Deci, acele de două stele trebuie făcute toate. Da. La cele trei stele te ducea la șpici, pe acolo rămâne de unul. Și de aceea, în clipa în care te apropii de cele șapte stele, ai o anumită inițiativă. Și una care să fie aceea care să fie de folos. Că pot să fie idei, dar care nu sunt de folos. Așa. Alte greșițiu? Da. Calculați sumele. Să vom trepa. Așa. Da. Nu mai e om care e suplimentar. Adică de cine vrea să facem. Aha. Deci e important. Și că dacă o să facem bine, o să ne pună... Și dacă le explicăm bine la tablă, o să fie ne pune notă. Am înțeles. Deci o să fac facultativ. Da. Îndemnându-vă să mă apropiați de el și chiar spunându-vă că vă și notează în condiții în care știți să-l și explicați, da? Da, dar nu asta. Următorul. Am înțeles. F egal cu... Yes, da? Da, suma, adică. Da, yes, egal cu... 1 supra 1, 2, plus 1 supra 2, 3. 1, 2, plus 1 supra 2, 3, plus... 1 supra 3, 4, plus 1, 7, plus 1 supra 2, 8, ori 2, 9. Ori 9? 9. La primul să simplificăm locul, pentru că e multe greșite. Da. Și pe urmă, dacă nu sunt... Dar simplificarea asta a făcut noi? Da, rămâne tot. Sigur că da, nu e... E o importanță deosebită da. Și nu-i de folos să zicem așa. Nu-ți ajungi și la nu-ți ajungi la nimic. Da. Nu știu dacă poate să fie foarte magnific. Nu, cred. Câte ți-a sunt? Fără 5. Fără 5. 5 minute trebuie să ne mobilizăm. Da. Aici eu aș scrie pe unul ăsta ca fiind 2 minus 1. Că 2 minus 1 face totul, da? Și ce face 2 minus 1? 2 minus 1 și da, 1 la 2. Plus. 2 minus 1. Aici cum se scriu? 3 minus 2. 3 minus 2. 2 la 2. 2 la 3. Plus. 4 minus 3 și 3 la 4. 3 ori 4. Plus? Plus 2009 minus 2008. 2008. Supra 2008. 2008. Ori 2009. 2009. Și egal cu? Acum... Egal cu? Putem distribui numitorul, nu? Da. Deci 2 supra 1 ori 2. Da.
2 supra 1. 4 supra 2. Minus 1 supra 1. Așa, plus. 3 supra 2 ori 3. 3 supra 2 ori 3. Minus 2 supra 2 ori 3. Dacă te uite, te gândi ceva foarte tare. Și poți urmări la fracții. 4. Plus. 4 supra 3 ori 4. Da. Minus 3 supra 3 ori 4. 3 ori 4. Plus 2900 2008 ori 2009 minus 2008 ori 2009 egal 2 cu 2 simplu, că și rămâne 1 pe 1, mai zice așa minus 1 minus 1 pe 2. Da. Plus 3 cu 3 simplu 1 pe 2. Da. 3. Deci plus 1 pe 2 minus 1 pe 3. Da, alo. Uitați-vă într-o lecție de matematică, mă întreabă și mă întreba ceva pentru agricultură, nu vă pot răspunde. Da? Da, bun. Nu pot veni, nu pot veni, că se poate prins în programul ăsta, că am matematică acum. Da? 1 pe 4, plus 10 puncte. Plus 1 supra 2008. 1 pe 2008. Minus 1 supra 2009. Minus 1 supra 2009. Fica lucru. Eee, acum e minunat. Minus 1 plus 2. Deci 1 pe 2 scăzut 1 pe 2. Da. S-a terminat. 1 pe 3 minus 1 pe 2. Cu ce n-am venit mai departe? Rămâne ăsta cu plus la început, va veni prietenul lui, va rămâne cu minus la sfârșit. Da. Pentru că aici se duce ăsta cu mine în toată față. Și rămâne cât în final? 1 minus 1 pe 2009. Și egal cu. Aducem același numitor aici amplificat cu 2 pe 9. Face 2009 minus 1 supra 2009. Face 2008 supra 2009. Terminat exercițiu. A fost ideea spectaculoasă de a vedea că între aceștia 2 diferența este de 1. 3 minus 2 face 1, 4 minus 3 face 1, 2009 minus 2008 face 1 și distribuind numitorul fiecăruia, acum se simplifică și după ce rezultă, se rezultă termenul frumos. Da? Cealaltă sumă, poate îți dau vreo indicație, dar ne grăbim foarte tare. Am dat în timpul Mario și Mario este, iar nu mai arată suma. Zi. Egal cu 1 supra 1 plus 2 plus 1 plus 2? Da. Plus? Plus 1 supra 1 plus 2 plus 3 2 plus 3, da. Plus 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus consecințe plus 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus consecințe plus 2009. Plus până la 2009. Este mai... Asta mai... e pe de la exercițiul ăsta. Asta a fost la 1? Da. Asta e nou. Dar cred că știu, adică acolo e o sumă Gauss. Și fiecare este o sumă Gauss. Da, și așa. Și încerc să scrie, scrie fiecare sumă Gauss. Și o rezolv și după... Și ea va arăta una asta, asta cât arată. Ia să vedem. Bun, acolo era 2000. Suma asta Gauss, 1 plus 2, adică... 1 pe 1 plus 2 supra 2, adică 3 pe 2. Da, 1... Deci vine 2 supra... 2 supra 3. 3 plus, ai înțeles de ce? Da. 2 supra 3, care mai poate fi scris 1 ori 3. Da. Da? 2 supra 3. Aici, 1 plus 2 plus 3 este 6, e 2 ori 3. 6, 2 ori 3, da? Totul supra... Cum să... Primul plus ultimul cât să te iei, da? Supra 2. Vine 2 supra... 2 supra... 2 ori 3. 2 ori 3, așa.
Da? Deci 2 kg, 2 ori 3, plus... Plus 2 supra... 2 supra... cred că e 2 ori 4. 2 ori 5. Deci cât vine acolo? 4 și cu 3, 7 și cu 3, 10. Deci 3 și cu 3, 6 și 4, 10. 2 ori 5, da? Da. 2 ori 5. Plus puncte, puncte, plus 2 supra, primul plus ultimul, ori cât sunt ei. Deci 2009, aici trebuie să spun, da. Ori 2008, no, 2009 ori 2009, nu? Da. 2009 ori 2010. Ori 2010. De ce? Că primul plus ultimul. Ah, da. Ori cât sunt ei? Da, sunt 2009 ori. Da. Și am pus 2008 în sus. Exercițiul merge foarte bine. Da. Pentru că vine aici, atenție, 2 supra 2. 2 supra 2 ori 3. Plus 2 supra, poate aici noi am scris noi pe toți, ar veni 3 ori 4, de ce zic eu, primul plus ultimul, oricât sunt ei. Sunt 4, 4 ori 5 trebuia scris aici. 4. Primul plus ultimul care face 5. 5. 5 ori 4. Deci 2 ori 3, 4 ori 5. Și dacă sunt consecutivi, deci 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4, aici vine 1 și cu 3 fac 4, ori 3. 3 ori 4 trebuia să scrie. 3 ori 4. Da. Da? 3 ori 4. Și atunci... Și vine așa. Aici vine 2 ori 3, 2 supra 2 ori 3, plus 2 supra 3 ori 4, plus în mai departe, și ca mai departe se scoate un 2 factor, 2 pe lângă 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus în mai departe, plus puncte, puncte, 1 supra 2009 ori 2010. Și este asemănătoare cu suma de mai sus, îți consecutiv, distribuie etașe mai înainte și e perfect. Numai că e aceeași. Sumele îi dau, o să deștept prin binișor. O să insist un pic acasă. Îmi pare rău că timpul a fugit și nu mai avem cum să... La revedere, ne vedem data mâine, da?